Steaua. Uh-huh. Pentru că și eu știu că este Steaua, că doar actele și toate astea au trecut prin mâna mea. Deci, Lucescu, bravo lui, a spus astăzi, a spus un adevăr și lumea trebuie să înțeleagă că acesta este adevărul. Lucescu și în calitate de stelist în copilărie, cred, spune asta. Nu știu în ce calitate, în calitatea dreptății. Pentru că Becali nu a cumpărat FCSB-ul, exista FCSB-ul pe timpul acela. Ca să o luăm băbește așa. Da. Păi pe ce a dat banii? Păi pe ce a dat banii Becali? A dat banii? Da. N-a dat banii pe Steaua? Lăcătuși, am promutat. Unde au fost antrenorii ei? Au fost la o echipă luată după câmpuri? Da, dar vedeți că instanțele n-au luat așa băbește și au decis altceva. Păi pentru că nu se pricep la fotbal și n-au studiat documentele, pentru că nici avocatul care a făcut documentele ăla habar n-a avut. N-a știut cum să facă. Asta este. Și vreau să vă mai spun o chestie. Becali, dacă se purta bine cu juristul ăla de la Steaua, acum era Steaua peste tot. Dar nu s-a purtat cum trebuie cu el. Un singur om de acolo, cum îl cheamă pe juristul ăla de la Steaua? Talpan. Cum? Talpan. Așa. Talpan i-a făcut praf pe toți. Pentru că a fost nemulțumit, că n-a primit și el ceva. Da. Ceva ce da. Să fi primit. Ce să fi, corect. Cum a zis? Ce să fi primit, exact, ce întreabă Remus. Păi, Becali a făcut în părțeni multe. Trebuia să împartă și lui Talpan. Bine, și să știți că și dumneavoastră aveți o culpă în povestea asta, că ați întreținut la un moment dat confuzia când spuneați, domnule, l-am ajutat să fure Steaua, aduceți-vă aminte. Domnule, asta cu furatul este o metaforă, pentru că n-avea cum să fure dacă da bani pe ea. Deci, ca să ne înțelegem acestea, eu când sunt supărat, mai spun, mai vă înjur și pe voi, înjur pe toată lumea, mai spun ce vreau. Dom'le, și eu am fost obod la gură. Îmi revin pentru că... Costă.